Vă salut! Mă confrunt cu o problemă ciudată apărută la sfârșitul lunii trecute cu un cont de Google, de Gmail, de YouTube chiar, în care am intrat la un moment dat, cam după, cred că după vreo săptămână sau două am intrat. Și n-a mai, nu mi-a mai apărut parola salvată. Nu mai îmi salvase parola, ceva de genul ăsta. Și nu mai aveam practic parola salvată. Și am încercat să recuperez în așa fel încât să îmi recapăt accesul la el, dar chiar a fost deocamdată a fost imposibil, nu știu dacă mai e recuperabil tehnic. Cred că probabil tehnic ar mai fi. Dar practic greu de crezut și nu-mi permit să apelez la specialiști. Ideea e că tot ce am încercat în toate browserele, cu e-mail de recuperare, cu număr de telefon schimbat cu asta, îmi cer practic niște date care nu le mai am, care nu le dețin. Și pentru asta chiar nu mi s-a întâmplat de când am eu contul de e-mail, nici nu mai știu câte am. Poate din cauza asta mă gândesc că s-a întâmplat să nu mai pot să-l accesez. Și chiar de unăzi am reușit să fac cu vreo 2-3 alte conturi să le schimb parola și asta, dar la ăsta chiar mi-a depășit orice fel de încercare de a-l recupera și încerc să fiu cât mai scurt, nu știu dacă aveți răbdare să-l urmăriți, nu aveți, asta e. Poate cineva să-mi dea o idee care mi-a scăpat mie, deși am încercat să scriu și la suport. Practic și efectiv numai prin metodele tradiționale, să zic așa, nu prea necostisitoare material, nu mai știu ce să fac. Și de asta aș face eventual un apel la cineva care s-a confruntat cu o problemă asemănătoare și poate că a rezolvat într-un final, într-un fel sau altul, să vadă această demonstrație în direct. Live, practic. E o demonstrație care am decis să o înregistrez efectiv, să fac o probă practică ca să se vadă despre ce e vorba. E posibil, evident, ca zonele cu parola și asta să le mai încețoșez, fiindcă bănuiesc, am început la un moment dat să bănuiesc că e posibil, nu știu din ce cauze, ca altcineva să-mi fi accesat contul. Să-mi fi hackerit. Să-mi fi furat contul, efectiv, nu știu. Posibil. Nu zic că nu e imposibil. Și încerc chestia asta chiar din browserul cu care eram obișnuit Brave. Indiferent, am încercat prin toate browserele care le-am, dețin deja, dar a fost imposibil. În fine, cred că și oricum probabil m-am lungit prea mult și asta este. Cred că e ultima încercare de a face acest lucru. Deci, ca să explic problema. Daune, da? Deci îmi spune că pentru a menține contul așa, trebuie să o verifice, da, dacă sunt eu. Mă adaunez.
Nu mai are sens să introduc parola, fiindcă oricum va spune că nu e bună. Care o știam eu că am schimbat ultima dată, deci îi dau forgot password. Gata. Mesajul ăsta nu știu ce să-mi fi dat, că nu mi-aduc aminte. Că n-am găsit-o pe absolut nicăieri. Și aș fi salvat-o dacă o găseam. Deci asta practic pică din start. Să încerc altă modalitate, da? Nici așa ceva. Nu. Nici măcar pe e-mailul inițial alternativ nu mi-a venit o chestie ca asta. Cu codul ăsta din 8 cifre. De niciun fel, nu l-am găsit chiar nicăieri. Nu știu, mi s-a întâmplat treaba asta chiar într-o noapte. Am încercat până dimineață să rezolv problema și n-am reușit. O altă cale de rezolvare n-am mai. Acum, logic vorbind, cum să obțin eu un cod de verificare pe contul de e-mail la care din start îmi este refuzat accesul, îmi este restricționat accesul. Aici, cu chestia asta am rămas eu un mister. În mod normal, trebuia să-mi fi trimis codul din câte știu pe e-mailul alternativ de recuperare. În niciun caz nu se poate asta. Nici număr de telefon, măcar ceva, l-am și schimbat, nimic. Iar când dau pe ăsta, nu am introdus suficiente date pentru ca Google să fie sigur că contul îmi aparține și nu știu ce și nu. Deci, more. Deci am încercat toate variantele posibile. Chiar toate le-am încercat. Ăsta e altceva. Ăsta e altfel de. Din moment ce oricum nici măcar pe contul Google nu pot să intru, e clar că ăsta a rămas ultimul cont pe care mă rogasem eu, implicit, când intru în acest browser. Deci, nici măcar astea nu mi se cer nimic, deci nimic de genul ăsta. Nimic, nici întrebări de securitate, nici parole, nici nimic. În mod logic trebuia să-mi trimită pe e-mailul vechi de recuperare și nimic, nu mai recunoaște. Entra în conexiune. Recovery aș adesă de mine de recuperare care mă bag altceva. Deci nu există nicio chestie. Și nu știu de ce, deci chiar nu știu de ce. Închid tabul și asta mă întreb. E, dacă e să fac try again, să mai încerc o dată, o fac degeaba. Tot așa nu. Aceleași chestii ca și până acum și nu. Deci nu, n-am ce să-i fac, practic, chiar nu știu. Ăsta e e-mailul. E prima dată când fac video despre treaba asta. Deci nu, n-am ce să-i fac, practic. Hai, să zic că mâine. Aș încerca mâine. Și mâine îmi va spune același lucru. Deci, deocamdată, sunt cam pe bară că asta e. Dacă
dacă știți pe cineva, nu știu, dacă totuși o persoană, eu o să încerc să pun un titlu și o descriere și niște cuvinte ce cât mai relevante posibil ca să se înțeleagă despre ce e vorba, să văd dacă pot să trec de pasul ăsta. Dacă nu, înseamnă că posibil să fie pierdut definitiv și mă resemnez și asta e. Eu doar vreau să știu dacă cineva poate să-mi dea o idee care n-am luat-o eu în considerare, care mi-a scăpat mie. Poate mi-a scăpat ceva și asta e. Ok, cam până aceea și așa am impresia că m-am lungit mult și mulțumesc pentru un eventual răspuns care m-ar ajuta. Vă salut!